Comitetul executiv al Asociației Județene de Fotbal Satu Mare a hotărât recent anumite aspecte referitoare la omologarea terenurilor din cadrul ligii de elită. Comisia de omologare a bazelor sportive la care își desfășoară activitatea echipele participante în Liga 4 Elite va fi formată din reprezentanța echipelor, iar din partea AGF Satu Mare vor fi prezenți la omologare Potoki Zoltan și Ziman Cornel în calitate de vicepreședinți. Din data de 28 iulie, cei doi vicepreședinți ai AGF trebuie să ducă la îndeplinire omologarea terenurilor. În cazul în care la bazele sportive apar nereguli, chiar dacă au fost omologate, în timpul desfășurării campionatului Asociațiile sportive sunt obligate să remedieze deficiențele Altfel riscă să nu fie programate în campionat Asociațiile sportive din Liga 4 Elite Sunt obligate să achite 50% din datoriile pe care le au Față de AGF Satu Mare Iar restul de 50% va fi eșalonată Astfel încât să fie achitată până la finalul anului 2014 Tragerea la SOS pentru stabilirea programului competițional La Liga 4 Elite va avea loc luni 4 august ora 10 la sediu AGF